Constanțenii se pot bucura în sfârșit de vacanțele în Turcia fără să parcurgă un drum de 2 ore și jumătate până în capitală. Din iunie 2020, cei care doresc să călătorească în Antalya pot pleca direct de pe aeroportul Mihail Cogălnicianu din Constanța. A fost multă confuzie și în capul nostru. Vis-a-vis de aeroportul din Constanța, s-ar putea să supere ceva pe mine. Nu știam foarte clar care este destinația. Să tot spune că e aeroport militar, că sunt americani. Nu, no problem, e bine că sunt americani. Până când anul trecut, în 2018, am văzut că de fapt aici se pot face zboruri comerciale, adică se fac destul de puține și impresia, dar nu e a mea, e o impresie printre majoritatea tur operatorilor, e că ar fi un aeroport pentru baza NATO. Am început să căutăm companiile, să intrăm în legătură cu ele pentru aceste destinații. Iar ideea domnului Burcea de a face destinația de Antalya este lăudabilă, având în vedere că de pe Constanța n-am avut chartere care să ducă turiști români în alte țări. Cursele către și dinspre Antalya produc o creștere semnificativă a numărului de turiști pe litoralul românesc. Colaborarea agențiilor de turism cu aeroportul din Constanța poate aduce un mare beneficiu financiar zonei de sud-est a României.